Ok, iubita, suntem în lobby în momentul acesta și spunem ultima dată când te-ai jucat tu Fortnite. Uf, cred că nu m-am jucat deloc în sezonul ăsta. Spoiler, dacă credeți că s-a jucat în sezonul ăsta, când ați văzut-o când am făcut miturile, de fapt nu se juca Nana, se juca Rareș pe contul ei, așa că Nana chiar nu s-a jucat deloc în sezonul ăsta. Vrei să bagi primul tău meci cu skinul ăsta? Vrei să-mi schimbi skinul? Bă, mie îmi place skinul ăsta pentru că ți l-am dat eu gift, e așa că mi-ar plăcea să joci primul meci cu ăsta. Păi așa vreau și eu, că de-aia îmi place și mie. Suntem tot live, așa că W's cei care ați fost pe live. Iubita, ai ceva de zis la chat înainte să începem meciul? Da. Ia zi. Stai pe shop chat. Crezi că vom câștiga împreună primul meci și vei reuși să faci primul meci, primul win din acest sezon? Sincer, depinde cât de mult măcar tu, pentru că dacă aș juca singură, nu cred că aș avea o șansă. Ai făcut vreodată un win la solo? Nu cred, sincer nu cred. Bine, eu cred că ai făcut un win atunci când te băga doar cu boss primele meciuri. Așa că chiar dacă ați vrea să vedeți primul win al lui Nana în care nu joacă cu boss și să vedeți primul ei win în care joacă cu player normal, dați un like la episodul acesta și vă promit că în Fortnite OG, când o să apară peste câteva luni, o să o învăț pe Nana să joace Fortnite atât de bine încât o să reușească să facă win. Acolo mergem unde ai pus tu. Da, vino fix la locația asta. Apoi o să încercăm să luăm pe Dr. Doom, pentru că este cel mai OP medalion. Dar tu știi deja, pentru că ai participat în episodul trecut, unde au fost 100 de playeri în Dr. Doom. Dacă nu știți, și Nana a participat, dar din păcate Nana nu a reușit să câștige. De ce nu ai reușit să câștigi, Nana? Pentru că am stat 3 secunde cu piciorul pe pământ și am murit, iar în al doilea nu m-a băgat Fortnite. Pentru că eram prea bună dacă intram și na. Ce sunt dezamăgit de mine și nu am reușit să fac până în momentul acesta. Nu am reușit să-i fac un setup lui Nana, dar din păcate nici eu nu am fost cel mai constant, dar din câte puteți observa, am început să postez constant și am un program făcut. De-aia vedeți foarte mult content de la mine pentru că mă țin de program. Așa că dacă vreți să-i facem și un setup Anei, încât să facă și ea live-uri cu mine și să facem live-uri duble, totul ține de susținerea voastră, pentru că cu cât avem mai multă susținere, cu atât facem mai mulți bani. Cu atâta putem să reușim să facem mai mult content, mai bun. Ok, hai înapoi la episod și iubita mea, vreau să spun că ceea ce ai reușit tu să deschizi acum a fost un chest Marvel. Ce înseamnă chestia asta? Chestul Marvel îți dă un loot mai bun și îți dă o mitică garantată sau o armă Marvel. Aceasta este arma Marvel, o armă garantată și heal-uri. Sunt foarte OP chesturile astea, așa că dacă le vezi, le deschizi mereu, ok? Bine. Mai avem un player aici cu noi. Hai să încercăm să-l batem. E cam frică. Hai, mă, iubita mea, ești cu mine aici. L-ai văzut? Da. Ok. I-am spart. Ok, aproape mor. Eu o să-mi dau disengage puțin. Iubita, încearcă să tragi în el. E foarte, foarte low HP. Eu doar îmi dau heal până revin, pentru că, sincer, sunt... Ah, 20, i-am dat. Bravo, iubita mea. Iubita mea e deasupra noastră. Încearcă să tragi deasupra noastră. Nu aveam arme, nu aveam nimic. E ok, iubitica mea, oricum we o să câștigăm. We can do this, bro. E aici? E cracked? E 1 HP? E mort, l-am bătut. GG. Nice, i-am bătut pe amândoi. Uite, iubita mea, am reușit să-ți fac rost de un shotgun epic. Mulțumesc. Hai să mergem la Dr. Doom, pentru că a furat cineva medalionul. Și există 3 medalioane, dacă nu știai, în acest sezon din Fortnite. Nu mai există 5, ca în primul sezon când au apărut medalioanele. Și nu mai există aceleași medalioane din sezonul trecut. Medalioanele din acest sezon, iubita mea, unul îți dă heal, unul te face invizibil, iar unul descoperă playerii care sunt în apropierea ta. Care ți se pare ție cel mai OP? Mi se pare tare să fii invizibil în jocul ăsta. Mi se pare că aș câștiga dacă aș avea medalionul ăla. Bă, sincer, cred că pentru tine e cel mai bun medalion. Când te pui pe crouch, ia pune-te pe crouch. Știi să te pui pe crouch? Stai. Da, să tragi, nu te pui pe crouch. Ok, să dansezi nu înseamnă să te pui pe crouch. Hai că poți, hai, reușești. O să reușești. Ce fac? Te pui pe crouch. Așa, uite așa cum m-am pus eu. Aoleu, dar nu știu de pe ăsta cum să mă pun. Ok, înseamnă că n-ai putea să folosești medalionul dacă l-ai avea în momentul ăsta. Ok, apasă butonul de pe care dai aim, adică după care te uiți stânga-dreaptă, apasă-l în jos, gen apasă-l în controller. Apasă-l așa, apasă pe el ca un click. Bravo! GG! Gen, acum așa te pui pe crouch. Ok, chat, am învățat-o pe Nana Fortnite. W, hai, let's stick and go. Mă duc în jos? Eu nu știu să fac ce ai făcut tu, să știi. Faci cum te pui pe crouch? What? Tu încă ești acolo. Ok, sar pe con. Tocul de crouch, așa cum te-am învățat eu. M-am descurcat. Lasă, bravo. Ai făcut foarte bine. Hai să mai lutăm pe aici. O să vină zona. O să luăm Cybertruck-ul și o să plecăm. Cybertruck? Da, avem Cybertruck pe Fortnite înainte să apară în România. Cum ți se pare chestia asta, by the way? Pentru că nu știai tu că a apărut Cybertruck-ul, pentru că nu te-ai jucat Fortnite. Dar da, Cybertruck-ul există în Fortnite. Bă, mi se pare pretty hard. Bă, e destul de hard. Uite Cybertruck-ul. Vreau să stau în lângă tine. Apasă control. Oh my god, iubita, dacă te uiți pe hartă, din câte poți observa, în Doomstead e un băiat care are 2 medalioane și un băiat care are un singur medalion. Ce zi? Vrei să ne riscăm să mergem peste ei sau vrei să jucăm meciul chill și poate reușim să-l câștigăm? Eu zic să încercăm și noi să-l câștigăm și să stăm așa, lay low. Uite un player. Zice-te că-i...
L-am bătut. Mai e un player, poți să-l bați tu? Oh, l-am bătut eu, iubita. Nu-i bai, l-am bătut eu. Bravo. M-ai ajutat foarte mult. N-am făcut nimic. Ai făcut tot. Hai vino încă. Vreau să iau astea. Chat, vreau să vă zic, dacă iubita voastră nu se joacă Fortnite, nu e iubita aleasă. Uite, vreau să ți arăt că buncărele încă au rămas în Fortnite și dacă mergem în buncăre, o să fim foarte OP. Există foarte mult loot în buncăre. Și nu e riscul să vină cineva? Nu, că am pus eu mare perete de fier. Nu sună foarte spunițător. Crede-mă, iubita mea. O să-l iau doar pentru că e mob. Wow, e un medalion pe jos. Hai să mergem să-l luăm. E un player la mine, iubita. L-am bătut, let's go! E un player la mine, mă bat cu el, iubita, e foarte tryhard. E la tine. Aoleu, a trecut bine. Aoleu. 35? I-am dat damage, iubitica. Mă bat cu doi playeri. Oh my god. Uite, l-am găsit. Am tras, am murit. A tras el. Ok, chat, ne-am băgat tryhard, din câte puteți observa, mi-am băgat skinul tryhard pe care l-am luat cu codul meu normal. Și iubita, să știi că foarte multe locații din sezoanele trecute au rămas în acest sezon, pentru că Fortnite nu a vrut să schimbe foarte multe lucruri, le-a fosilă. Upsie, sunt scuze. Oh my god, dar de ce ne-am dus aici unde este foarte greu, foarte greu aici. Dar cum ai murit? Shotgun, am lăsat și unul așa. Get the fuck out, idiot! Get the fuck out! Fucking fuck. Da, trebuie. Eu zic că ne-am descurcat decent. Uite, iubita, asta e scutul capitanului America. Ce face scutul capitanului America? Este una dintre cele mai OP iteme din joc. Să le iei tu? Da. Ok, nu prea cred că știi să-l folosești, dar tot ce trebuie să faci dacă trage cineva în tine, apeși click dreapta, ok? Bun, nice. Eu ți-aș recomanda, dacă nu știi să-l folosești, să-mi-l dai mie. Dar dacă vrei să-l folosești tu, e total ok și folosește-l tu, ok? Cred că e cel mai bine să-l ții tu. Da, dacă vrei să învăț pe Ana chestiile sezonului ăsta, spuneți-mi. Uite, iubita. Bună, Dari. Putem să stăm împreună. Te iubesc. Mamă, ce locație e asta? Aici că suntem în rai. Asta e o locație care exista în sezonul trecut, dar nu cred că ai jucat prea mult în sezonul trecut, încât să știi. Da, nu prea. Uite, fii atent, vino în coa. Asta e un cactus care a rămas în acest sezon și dacă dăm în el ne dă heal. Teoretic cactusul îți dă damage ca pe Minecraft, dar în acest sezon îți dă heal. Știi ce skin are Lucău, băiatul care stă lângă mine? Este unul dintre cele mai rare skinuri din Fortnite. A fost acum 6 ani pe shop și doar atunci. Oh my god, înseamnă că e un pic tryhard, domnul. Player. Avem un squad întreg. Dead, I'm the best. Shiton. Easy, I'm the fucking best, bro. Easy șampon puiu, zi așa, iubita. Easy șampon puiu. Chat, în Fortnite nu fiți toxici ca Nana. Easy șampon puiu. Păi, un medalion lângă noi. Bate Lucău. Trec. Mort. Uite, ia medalionul ăsta. Și ce fac cu el? Și apasă crouch cum te-am învățat la început de episod și te faci invizibilă. Și chiar dacă tu te vezi mov, majoritatea playerilor nu te văd, să știi. Dacă vine un player pe tine, fă-te invizibilă, ok? Deci doar mai așa în jos, nu? Da. Player sus. No, mai arunc în ceva. Mai am decât un shotgun. Cred, white. Hai pe el. Trebuie să dai scarul, dacă poți. O medalionul. Stai puțin, că pot să fac asta, pot. Știu cu ce trebuie să fac. Să știți că am aruncat un item din inventar în caz că vă pasă, da? De evoluția mea în Fortnite. Mai un player aici? Cred, foarte low, mort. Nana în momentul ăsta are două medalioane în al doilea ei match de Fortnite. Cum vi se pare, chat? Puneți în comentarii în momentul acesta dacă vi se pare că e cel mai bun player din Fortnite ever. La the best player. Iubita, aș fi vrut să-ți dau toate trei medalioanele, dar medalionul al treilea nu este luat de nimeni, din păcate. Sunt trei player, bă, în fața mea. Da, văd, e acolo squad. I-am dat 41, 60. Am căzut. E ok, iubita, trage nici. Knock 1, Mister Cucumber, he's knock. I-am dat hit-uri, e bravo, white. Bravo, iubita, bravo. Mi-a dat și mie. Mai e un player. Iubita, bate-l după ăla. Gata, I'm getting closer. La ce mă râd pe cada. Thank you. W! Nana! Ai reușit să faci primul tău win din acest sezon. Cea, dacă vreți mai multe episoade cu Nana, nu uitați like la acest episod. Nana, ce trebuie să pună pe shop? Like pe shop! Exact! Cu 1 cu is, 1 cu apa se scrie dacă vreți mai multe episoade cu Nana. Eu am fost Psych și ne vedem la următorul episod. Să-mi ziceți dacă vă place că postez în fiecare luni, miercuri și vineri. Vă pup! Ciao!